Bun găsit tuturor! Ar putea fi ziua decisivă în acest proces, ar putea fi ultimul termen dacă nu va apărea o cerere de ultim moment. Astăzi, la judecătoria din Mangalia, sunt prezenți martori ai tragediei, prieteni ai Robertei și ai lui Sebastian, familiile acestora, dar și o persoană care îl cunoaște pe Vlad Pascu, un prieten de-al lui. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu exactitate, pentru că astăzi au loc audierile părților civile, încercarea de a se rezolva această parte legată de despăgubirile părților civile, iar dacă va fi ultimul termen și va fi o zi decisivă, Vlad Pascu ar putea fi judecat în procedură simplificată așa cum s-a stabilit și ar putea beneficia de o reducere cu o treime a pedepsei pe care ar fi putut să o ia. Așadar, vor fi momente grele aici, pentru că oamenii își vor aminti ceea ce s-a întâmplat în noaptea de 19 august, atunci când a avut loc acest accident între 2 mai și Vama Veche, iar două persoane, Sebastian și Roberta, și-au pierdut viețile. Tatăl Robertei nu este prezent astăzi, așadar rămâne de văzut ce se va întâmpla pe parcursul zilei, care va fi decizia magistraților, iar acest nou termen trebuie să menționăm că a venit după o cerere de abținere a judecătoarei, care în luna aprilie a fost supusă unei verificări, unei cercetări de către Inspecția Judiciară, dar Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât ca ea să se ocupe în continuare de acest proces. Așadar, vă vom ține la curent cu toate detaliile pe parcursul acestei zile. Sincer, n-am venit cu niciun gând. Vreau cât mai repede să se termine. Nu mai am încredere în această judecătoare. Am venit pur și simplu că trebuie să venim. Vrem să vedem ce se întâmplă și vrem să facem apel cât mai repede.